Slăviți să fie domnul. Mă bucur, dragii mei, că din zi de lucru ați făcut zile sărbătoare și ați venit să avem această părtășie și mai ales că ați știut că în seara aceasta nu cânte corul, nu cânte orchestra, nu e un program, ci este cuvânt și rugăciune. Asta însemnează că sufletul vostru tânjește după Dumnezeu. Știți, există îndemnul Sfântului Apostol Pavel pentru Timotei, caută să fii evlavios. Evlavios este mai mult decât neprihenit. Neprihenit e un om care câștigă până la urmă dreptatea sau neprihenirea Domnului Isus Hristos ca o acoperire pentru, pentru viața lui. Dar omul evlavios este cel care nu se satură niciodată de Dumnezeu. Tânjește după Dumnezeu. Noi în limba română nu avem un cuvânt potrivit pentru, pentru, evla, pentru evlavie. A fost luat în limba greacă și numai așa un pic modificat și pus în limba română. Englezii au cuvântul godly, dar noi nu avem ceva care să fie o traducere corectă. Dacă ar trebui să traducem în limba română, ar trebui să spunem Dumnezeos. Și nu Dumnezeiesc, dar Dumnezeos. Și atunci numai dacă prin comparație înțelegem lucrul ăsta, când spui Dumnezeos, este ca și cum ai spune mămos. Mămos. Adică este un copil care nu poate fără mamă. Nu poate fără mamă. El este însurat, are copii și poate are și nepoți, dar nu poate fără mamă. E legat de mama. Asta însemnează omul evlavios, care e legat de Dumnezeu cu toată inima și nu poate fără Dumnezeu. Caută să fie vlavios, îi spunea Sfântul Apostol lui Timotei, că celelalte lucruri sunt de puțin folos, pe când evlavia are speranța vieții de aici și acele viitoare. Și mă bucur că voi dovediți Evlavie în seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvintesc. Dragii mei, o să revenim la subiectul de aseară și să trecem fugitim ca o recapitulare prin ceea ce am avut aseară și apoi să intrăm mai departe în ce a fost pregătit. Dar, așa cum am spus aseară, și când vă spun lucrul acesta, vi-l spun sincer. Eu nu cred în ce pot face oamenii. Tot ce pot face oamenii e lucrare omenească. Dar noi avem nevoie de lucrarea Duhului Lui Dumnezeu. Și eu și voi, în seara aceasta, vrem să simțim că Duhul Sfânt este la lucru. Eu am nevoie de lucrul acesta, voi aveți nevoie de lucrul acesta și dacă e așa, atunci haideți să ne ridicăm. Seara aceasta, prin excelență, este seara de rugăciune. Haideți să ne rugăm, haideți să folosim seara pentru rugăciune. Și chiar mă gândesc și la mijlocul mesajului să mai întrerupem și să avem o rugăciune, pentru că rugăciunea, dragilor, este respirația sufletului. Am vorbit despre Duhul Sfânt și vorbim despre Duhul Sfânt. Trebuie știut că Duhul Sfânt este Duhul rugăciunii. Oamenii care se roagă mult se umplu cu Duhul Sfânt. Și oamenii care splin Duhul Sfânt au dorință să se roage. Deci ele sunt legate una de cealaltă. Vă rog în numele Domnului, haideți să rostim înaintea Domnului o rugăciune ferbinte, o rugăciune cu interes, nu o rugăciune de formă, nu o rugăciune de slujbă, nu o rugăciune care am tot repetat -o, ci o rugăciune de inimă. Și chiar cereți Duhul al lui Dumnezeu, dăm tu rugăciunea din seara aceasta. Învață-mă că e promis în cuvântul Domnului că însuși Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne dea rugăciune și în rugăciunea noastră să ne rugăm și Domnul ne ajută. Stăm înaintea Domnului și ne rugăm. vin iarăși ca pe vremuri, coboară iarăși pe pământ. O, vin iarăși printre oameni, coboară Duh, o Duh preasfânt. ne inima de doruri pline, să te vedem cum iarăși vin. Copiii tăi de mult suspină Să vii la noi, să vii, să vii Ne inima de doruri plină se te vedem cum iarăși o tăi de mult suspină, să vii la noi, să vii, să vi. O adătu tu în vii și primăvara ta, Iisus! Redeșteptarea și unirea ce înalță tot mai sus, mai sus, ne inima de doruri pline să te vedem cum iarăși vi. Copiii tăi de mult suspină Să vii la noi, să vii, să vii Ne inima de doruri pline Să te vedem cum iarăși vii Copiii tăi de mult suspină Să vii la noi, să vi să vi iar echipul nostru să arate în veci al Tatălui Chip Sfânt. Să fie voia Lui în toate precum în cer, și pe pământ. Mie inima de doruri plină să te vedem cum iarăși vii. Copiii tăi de mult suspină să vii la noi, să vii, să vii. Amin, amin. Vă rog să ocupați locul. Și vă rog să continuați să vă rugați. Potrivit cu, at, cu cât noi cerem, atât ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu dă. Aseară vă spuneam și ne-am uitat încă o dată la versetul acela, la un moment dat omul din Roman 7, când s-a văzut în starea aceea că binele care vrea să-l facă nu reușește să-l facă, dar răul care nu vrea să-l facă îl face. A strigat, a strigat. Strigătul care trebuie să-l strige fiecare credincios. O nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Ai rugăciune, dragi și o rugăciune ferbinte. O rugăciune ferbinte. Și, Doamne, ajută-ne tot timpul să ne vedem slăbiciunea, să ne vedem neputința, să ne dăm seama de ce în stare firea noastră pământească în care lucrează păcatul și atunci apelăm la Dumnezeu. Știți, capitolul 11, spuneam aseară, capitolul 11 din Luca este cel mai complet capitol care vorbește despre Duhul Sfânt. Acolo, acolo Domnul Iisus Hristos aduce rugăciunea Tatăl nostru și în rugăciunea Tatăl nostru tocmai asta se spune, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ce semnează asta să vină împărăția lui Dumnezeu? Să vine Dumnezeu în mine. Asta însemnează să vină împărăția lui Dumnezeu. Să vine Dumnezeu în mine. Eu în fiecare zi trebuie să mă rog asta. În fiecare zi să-i spun Domnului, Doamne, să se facă voia Ta în mine precum în cer, așa și pe pământ, aici în inima mea. Deci rugăciunea Tatăl nostru e cea mai puternică rugăciune după Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus ne spune cu prietenul de la miezul nopții, stăruința acestui, acestui prieten, Dacă nu-i dau pentru că mi-este prieten, pentru stăruința lui săpărătoare, tot îi voi da. Și ce i-a dat? trei pâini. Ce sunt cele trei pâini? Ce sunt cele trei pâini? Cele trei pâini, dragilor, vorbesc despre Sfânta Trinitate, de care noi absolut avem nevoie. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, spune Domnul Iisus, Tatăl meu vă dea adevărata pâine. Altă dată, Domnul Iisus spune, eu sunt pâinea vieții. Nu? Duhul Sfânt este Cel care formează pâinea bisericii. Deci, când îi vorbim de cele trei pâini, vorbim tocmai despre lucrul acesta dorim din toată inima plinătatea dumnezeirii să vină în viața noastră. Pentru că urmează celălalt paragraf de acolo, din capitolul 11, care arată cum a scos Domnul un, un duc necurat dintr-un om mut și după ce l-a eliberat, mutul a început să grăiască. Și ei toți au început să cârtească. A, el scoate dracii cu ajutorul lui Belzebul. Și Domnul Iisus spune, dacă eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și de, de un exemplu, Domnul Iisus. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, toate lucrurile sunt la depost. Dar dacă vine peste el unul, cum? Mai tare. Îl leagă și repește totul. Cine e cel tare? cine e cel tare? Cel tare e diavolul. Să nu credeți că e slab. Uitați-vă câte ravagii face. El e tare. Nu credeți slab. Nu vă măguriți mă, mă cu asta că el e slab și eu îl biruiesc. Nu. El își păzește casa. Dar dacă vine peste el unul mai tare, cine e cel mai tare? Și cine e cel mai tare? 1 Ioan 4 cu 4. Și ce scrie acolo? Voi ați biruit, pentru că cel ce este în voi, spune stare, este mai tare decât cel ce este în lume. Deci cel ce este în voi și cine este în noi? Duhul lui Dumnezeu. Deci, dragilor, prin Duhul lui Dumnezeu avem biruință. Prin Duhul lui Dumnezeu avem biruință. De aceea insist atât de mult după, pentru lucrurile acestea, dragilor, pentru că este viața noastră. Domnul Iisus spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și m-am bucurat să, să primesc invitația să fiu cu voi la, la Pert și mulțumesc Domnului pentru părtășia care am putut o avea în aceste zile. Dar vreau să știu că fiecare din cei care mă ascultă doresc din toată inima viață din belșug. Nu viață de jumătate. Nu viață ca așa care se târau la coadă în lupta cu, cu Amalek și au fost biruiți. Nu! Viață din Berșug! Așa ne vrea Dumnezeu! Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta! Deci, aseară ne-am uitat să umblem după îndemnurile Duhului Sfânt. Ne-am uitat aceast la această mare intersecție, calea îngustă, unde trebuie să mergem în, în urma porumbelului, care e simbolul Duhului Sfânt, care duce la cruce, și partea cealaltă e calea largă, pe urmele șarpelui, care duce la pierzare. Ne-am uitat la, la versetul care este așa de important și vă rog să vă uitați încă o dată. Zic, dar umblați cărmuiz de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Și spuneam aseară, dacă umblați după îndemnurile Duhului, nu veți împlini niciodată poftele firii pământești. Deci secretul să fii biruitor este să umbli după demnurile Duhului. Asta e secretul. Și știți că Sfântul Iacov a spus în, în cartea sa, și vreau să vă citesc versetul acesta, în Iacov capitolul 4, versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Și apoi împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Asta e secretul. Mai întâi te supui lui Dumnezeu, te predai lui Dumnezeu și apoi te poți împotrivi diavolului. Unii ar vrea da dreptul să se împotrivească diavolului, dar să nu se supune lui Dumnezeu. Nu se poate. Secretul este, supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Pentru că cel care îl biruie pe diavolul este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Doamne, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Mergem mai departe prin... Ne-am uitat că faptul că trupul, Duhul și sufletul nostru trebuie să fie păzite în până la venirea Domnului Isus Hristos. Și am văzut ce este trupul, am văzut ce este sufletul, am văzut ce este Duhul, am văzut ce este inima și chemarea, fiule de minima ta să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Adică, întronați-L pe Domnul Iisus Hristos ca Domn în viața voastră. Tot, toți oamenii vor să-L aibă pe Domnul Iisus ca Mântuitor, ca să ierte de păcate. Dar nu, dragilor, Dumnezeu vrea ca El să fie Domn în viața noastră. Sfințiți Adică puneți-L deoparte în inima voastră pe Hristos ca Domn, în inimile voastre. Și am spus aseară ce este, ce este inima, e vorba de conștiința noastră, mintea, emoțiile și voința noastră. Asta este inima noastră. Pune-L pe Hristos acolo, pune pe Duhul lui Dumnezeu acolo. Firea luptă împotriva Duhului, Duhul împotriva firii și apoi lupta aceea din Roman 7, omul care Binele care vrea să-l facă nu-l poate face, dar răul care nu vrea să facă, iată ce face. Și până la urmă, strigătul disperat din versetul 24. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și vine versetul 25 și se spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Și acolo sunt puncte, puncte. Problema e rezolvată, a rezolvat-o Domnul Iisus Hristos. Problema aceasta a rezolvat-o Domnul Iisus. Deci pentru omul care strigă, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Domnul Iisus Hristos a rezolvat problema. Strigă și tu ca și omul acela și să vezi că Domnul îți rezolvă problema. Știți ce spune Iacov? Nu aveți, mai departe, pentru că nu cereți. Pentru că nu există strigătul acela, de aceea atâta secăciune în biserică, de aceea e atâta sterpiciune, pentru că nu există strigătul. Că dacă ar exista strigătul, ar veni binecuvântarea, zice, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui, pe cu atât mai mult îl scapă în, 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 când e vorba de sufletul lui. Dacă îl scapă și din alte necazuri, îl scapă și din starea asta, din lupta aceasta spirituală. Și zice, eu cu mintea slujesc legii lui Dumnezeu. Asta însemnează că și-a predat mintea Duhului lui Dumnezeu, ascultă de îndemnurile Duhului Sfânt și automat are putere asupra păcatului. Are putere asupra păcatului. Știți, mergeam în Republica Moldova, și odată am fost planificat să, să predic într-o într localitate și am plecat cu fratele, cu mașina care mă ducea. Și când ne ducem la biserică, nu nimeni. Ne uităm în jur, nu, apar că se vede cineva în bucătărie. Erau acolo niște femei în bucătărie a bisericii. Ce se întâmplă? Nu evangelizarea evanghelizarea astăzi, ba da. Dar, pe la școală nu e aici. Dar de ce? Pe și-au venit niște învățători de ăștia cu taekwondo, să-i învețe pe copii cum se rupă cărămizi, cum se rupă țigle, cum să sare garduri și cum a venit. Și o, o săptămână a stat cu ei și i-a învățat, învățat și cuvinte din Biblie și i-a învățat să cânte și... Acum ei acolo la școală fac o demonstrație, vin cu părinții și dumneavoastră le predicați Evanghelia. Eu așa ceva n-am mai făcut niciodată. M-am dus tremurând, Doamne, ce să le spun eu la oamenii ăștia? Și mă rugam, mă rugam, Doamne, vorbește. Sunt într-o situație în care nu știu cum ies. Când am intrat pe, pe poarta școlii, vine păstorul să mă întâlnească, să-mi spună, bine ați venit. Dar zic, ce se întâmplă aici? Păi uite ce se întâmplă, au venit oamenii ăștia, echipa asta și creștini și i învățat pe oameni așa să... Și i învățat și cuvântul lui Dumnezeu. Și acum? Și acum noi să le predicați. Vă zic eu, te întreb, cum se împacă Evanghelia cu luptele? Cum se împacă Evanghelia cu luptele? Cum se împacă Evanghelia cu cei care rup cu pumnul și fac... Cum se împacă Evanghelia? Și-a făcut omul feță, feță și și zice, acum ce veți face? Păi acum, dacă mă duc și la birt, și la birt predic, nu-i problemă. Și m-am dus, și când m-am rugat Domnului să dea cuvânt, și să știți că Domnul a dat cuvânt, slăvit să fie numele lui. Și a spus, dragii mei, la mine în Biblie scrie despre doi luptători tei condo. Unul a murit biruit și unul a, unu a murit biruitor. Primul care a murit biruit a fost Samson. Omul ăsta a totul. Rupea stâlpii, rupea, făcea mari ravagii. Era un om puternic, foarte puternic și foarte deștept să facă lucrurile astea. Dar omul ăsta a murit împreună cu dușmanii. Al doilea luptător, te condola, găsesc în Noul Testament și el spune: Eu mă lupt cu pumnul. Dar nu lovesc în vânt. Totdeauna lovesc unde trebuie, lovesc la țintă. Eu nu, mă, nu, nu lovesc în vânt. Cine e Pavel. Știți pe unul care a umblat vânet că l-a lovit Pavel? Cu pumnul. Pe cine lovea Pavel cu pumnul? Ce mă lupt aspru cu, cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Și am pornit de aceea și am spus, oameni buni, am citit textul din Efeseni, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Și apoi Dumnezeu m-a luminat și le-am prezentat lucrarea diavolului. Și ce ravage face diavolul, și ce stricăciuni face diavolul. Și cu el trebuie să ne luptăm noi. Și Dumnezeu a dat har și a fost pocăință și Dumnezeu să fie slăvit. Deci, dragilor, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. El a rezolvat problema. Era... Și zice, eu cu mintea slujesc legii lui Dumnezeu. Cu firea pământească slujesc legii păcatului, adică firea pământească nu se pocăiește. Fii tu de 80-90 de ani și pocăit de nu știu vreo 70 de ani, firea e tot acolo. Dar îți dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt putere să o ții sub stăpânire. Și așa spunea Pavel, Mă lupt astfel cu trupul meu și îl țin sub stăpânire, ca nu cumva după ce am provăduit altora eu însum să fiu lepădat. Dragi grijiți foarte bine de lucrul acesta. Și nu, nu vă culcați niciodată pe, pe perna nepăsării. Diavolul e tare și firea pământească e înșelătoare. Deci avem nevoie de această luptă spirituală. Am vorbit aseară de e, cum a rezolvat Domnul Iisus problema. Carul de biruință lui Hristos. Și am spus, carul de biruință lui Hristos este lucrarea Duhului Sfânt. Asta e carul de biruință lui Hristos. Și oamenii care caută să fie plini de Duhul lui Dumnezeu, ei călătoresc în carul de biruință lui Hristos. Ei sunt așa cum a cântat fratele Pop. Iisus al meu, tovarăș scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Și indiferent pe unde sunt, sunt în bucurii, sunt în necazuri, eu sunt cu El și cu El sunt biruitor. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Nu mai este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus și care nu mai trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai zbăvit de legea păcatului și a morții. Și cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umbal, după lucrurile firii pământești, pe cât cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Dar noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să umblăm după lucrurile ei. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Toți cei ce sunt călăuzesc de Duhului lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și am vorbit despre prima alegere în istorie. Și asta a fost în Eden. În Eden. Dumnezeu a spus, poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și a rău să nu mănânci. În clipa în care vei mânca, vei muri. A venit și diavolul, a venit șarpele și, și a spus, hotărât că nu veți muri. Și omul a stat în cumpănă, a stat acolo la intersecție și până la urmă, Eva s-a întins mâna, a luat și a mâncat și a dat și bărbatul ei. A luat de aici din rodul lui, a mâncat, a dat și bărbatul ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Și de atunci păcatul a intrat în lume. Dar, dar, știut este că nu numai Adam și Eva au mâncat de acolo. Știți întâmplarea aceea cu acele... Erau, erau doi oameni, o familie, care n-aveau copii. Și mergeau cu o căruță de asta, domnească, călătoreau. Și la un moment dat au văzut o fată și un băiețel pe mijlocul drumului, jerpeliți, sărmanii, se vedea că sflămâni, se vedea că săraci, se vedea că s inimă noi. Și s-au oprit lângă ei. Și au copii, ce-i cu voi? Ce se întâmplă? Ai cui sunteți voi? Ce s-a întâmplat cu voi? De ce sunteți în starea aceasta? Și băiatul mai, mai îndrăznesc spune, fiindcă a păcătuit Adam și Eva. Fiindcă a păcătuit Adam și Eva. Și a venit păcatul în lume și a venit durerea și a venit moartea. Și ne-au murit părinții și ne-am rămas orfani. Vine Adam și Eva. Oh, te știți copii. poftiți în căruță. I-au pus în sura lor și i-a dus acasă. Noi nu avem copii. Vrem ca voi să fiți copiii noștri. Aveți tot ce vă trebuie în casa asta. O să aveți mâncare, o să aveți hăinuțe, o să aveți loc de joacă și avem grijă de voi. Vrem să fiți copiii noștri. Nu avem de la voi nicio pretenție. Numai în camera asta unde voi petreceți timpul mai mult, punem o cutie. Și în cutia asta voi nu trebuie să umblați niciodată. În clipa când ați mâncat, ați umblat, să știți, se termine legătura noastră. Și copiii bucuroși au avut de toate acolo, au le răgat, au jucat, au bucurat, dar într-o zi fata zice, dar ce-o fi acolo? Ce-o fi acolo? Ce-ar fi să vedem ce e acolo? Măi, nu căuta, nu căuta, că nu-i bine. Da, eu nu mă un pic deschid, nu mă un pic să văd. Și-a deschis un pic și-a sărit de acolo un șoricel. Mai prinde-l. Au alergat prin, prin toată camera, într-o parte, într-alta, și-au alergat, și-au alergat. Făcut gălăgie mare și vine Doamna Mare. Eu odată s au oprit. ce cu voi? Păi, păi, voi ați căutat în cutie, așa Păi știți, ea a fost curioasă, da? Dacă din nou veți ajunge pe marginea drumului tot din cauza lui Adam și Eva. Am vreau să vă întreb pe voi. Voi ați deschis vreodată cutie? Voi n-ați fost curioși să știți ce e în cutie? Înțelegeți? Îi judecăm pe Adam și Eva că prin ei a venit păcatul în lume. Dar tot oamenii suntem și noi. ce bine, dragilor, este că a fost o mare alegere și asta e alegerea care a făcut-o Domnul Iisus Hristos și cu asta am încheiat aseară. Când Domnul Iisus Hristos mar, luni în săptămâna a patimilor stătea să facă această alegere, zice, ce voi, ce voi zice? Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Ce voi zice? tată, Izbăvește-mă de ceasul acesta. Dar tocmai pentru ceasul acesta am venit. N-am să spun asta. Am să spun altceva. Tată, proslăvește ți numele tău. Și tata așa s-a bucurat și a spus, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Înțelegeți ce însemnează asta? Deci Domnul Iisus Hristos, putea să aleagă să ocolească crucea și suferința. Dar unde am fi noi acum? Am fi în pierzarea veșnică. Slăvit să fie Domnul că n-a ales asta. A ales să facă voia Tatălui care l-a trimis în lume să se vârșească mântuirea noastră. Slăvit să fie El. Și când se roagă rugăciunea de mare, de mare preot, spune, eu însum mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Adică mă pun deoparte, Tată, mă pun deoparte pentru ei. Sufer eu în locul lor, Tată, ca și ei să fie sfințiți. Și slavă Domnului pentru această mare alegere care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Glorie Domnului pentru asta. Aici ne-am oprit, ne-am oprit aseară. Aș vrea să continuăm cu faptul că Duhul Sfânt are chemare pentru noi. Ne pune, ne pune Duhul Sfânt să alegem între calea largă și calea îngustă. Și în, în, câteva, în câteva exemple aș vrea să înțelegem lucrul acesta. În Efesen 5 cu 18 suntem chemați la așa o alegere. Pe calea largă sau pe calea îngustă. Știți ce scrie la Efesen 5 cu 18? Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dacă vă uitați la traducerea din limba engleză, deci opriți-vă de la vin, pentru că asta aduce la, la viață sălbatică. Asta duce la viață sălbatică. Duce la viața animalică. Deci asta e pe urma șarpelui. Și șarpele te duce acolo unde nu trebuie să te duci. Opriți-vă, zice Sfântul Apostol Pavel. Nu vă îmbătați de vin. Nu, nu Asta e de asta duce la viață de animal. Și acum știți că noi în lume cunoaștem cinci împărății suprapuse este împărăția mineralelor, tot ce este în pământ. Deasupra împărăției mineralelor este superioară împărăția vegetală, care se hrănește cu cei din împărăția minerală. Deasupra împărăției vegetale este împărăția animală, care mănâncă verdeasă. Deasupra împărăției animalelor este împărăția omului. Și deasupra împărăției omului este împărăția lui Dumnezeu. Și omul este între două împărății. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția animale. Șarpele ne cheamă în împărăția animale. Duhul lui Dumnezeu ne cheamă în împărăția lui Dumnezeu. Asta alegere trebuie să o facem în seara asta. Șarpele ne cheamă să devenim ca animalele. Uitați-vă unde, duce, unde ajung cei care merg pe urma șarpelui. Mai rău ca animalele. Pe când cei care ascultă de Duhul lui Dumnezeu sunt transformați. V-am spus că fratele Pestor v-a salutat. Știți care e salutul bisericii noastre pentru, pentru, anul acesta? Salutul bisericii noastre pentru anul acesta este din Roman 12, versetul al doilea, partea a doua. Dar totdeauna îl spunem tot. Și chiar îl spunem de la versetul 1. Vă îndemn fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jărfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 11 capitole până aici, Pavel a vorbit despre faptul că ne arată cum am fost răscumpărați. Și apoi ne spune că suntem datori. Deci, du-te înapoi la versetul 1. Și spune acolo, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Pentru slujbă duhovnicească, în, în limba greacă, în original, este logicos. De unde avem cu, cuvântul în românește? Logic. Logic. Deci, va fi o slujbă logică dacă voi vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Noi mă, am, noi am arătat că în trupul nostru e firea pământească. Și dacă noi firea pământească o aducem ca o jerfă vie, atunci știți ce se întâmplă? Ascultați că îmi place extraordinar de mult cuvântul acesta și deseori îl citesc în, Roma, în 2 Corinteni, capitolul 4 de la versetul 7. 2 Corinteni 4 cu 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemai pomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate echipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpăne, dar nu deznedejuiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omoriți. Purtăm întotdeauna cu noi. Unde? În trupul nostru. Omorârea Domnului Isus. Pentru ca și viața lui Isus să se arate tot în trupul nostru. Deci asta, asta, e logic. Asta e logic. Să purtăm în trupul nostru omorârea Domnului Isus Hristos. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și așa să va fi din partea voastră o slujbă logică. Și apoi vine versetul al doilea și spune să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Așa ne vrea Dumnezeu, dragii mei, așa ne vrea, cu o minte schimbată, o minte schimbată. Cum schimbăm mintea? Ne-am uitat aseară, o să ne uităm și în seara aceasta, o fixăm pe Duh, ne fixăm mintea pe Duh. Și când ne fixăm mintea pe Duh, de acolo, de acolo se împlinește ce spune Sfântul Apostol Pavel, în timp ce omul nostru din afară se trece, adică trupul îmbătrânește, omul nostru din lăuntru se noiește din în zi în zi. Și, dragul asta trebuie să se întâmple și mulțumesc lui Dumnezeu că face lucrul ăsta în viața mea. Mulțumesc! Simțiți și voi asta? Că Duhul lui Dumnezeu prinde tot mai mult teren în noi. Asta înseamnă că se noiește omul din lăuntru. Duhul lui Dumnezeu prinde mai mult teren în noi. Ne are mai mult în stăpânire. Și așa trebuie să fim, dragilor. Nu mai slab din punct de vedere spiritual cu cât ne apropiem de moarte, ci mai tari, mai vii, mai puternici. Așa, așa ne vrea Dumnezeu. Și, Doamne, ajută-ne! Ăsta e salutul nostru pentru, pentru, anul acesta. Să vă noiți în Duhul minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Mă bucur de fratele Teofil că are gânduri bune și sfinte și lucrează frumos în biserică. Domnul să-l binecuvinteze. Amin? Amin. Nu vă îmbătați vin această destrăbălare, din potrivă fiți plini de duh. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgare tare în pahare, la luni e ca ușor, dar pe urmă ca un pe mușcă și înseapă ca un vasilic. Dar nu vei putea să te opui decât în, în poziția aceasta. Zic, dar umblați muți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Sau traducerea din engleză, dacă umblați cărmuiz de Duhul, nu veți împlini niciodată poftele filii pământești. Niciodată. V-am povestit mai de mult. am citit în cărțile Watchmoney, că a fost în, era în China, facea lucrare în China, și odată s-a dus, așa, simțea oboseală și s-a dus în, în, într-o regiune mai deluroasă să se odihnească. Și că predică o altă religie diferită decât a lor. Și îi spune, domnule, nu-i nicio problemă ca soția să vă facă mâncare și să facă mâncare bună. Dar avem o problemă. Nouă o să nu ne predicați religia care o aveți. Niciodată nouă o să nu ne predicați. Și el spune, dacă ziceți, așa fac, dar am, un, am eu o problemă. Eu nu pot să mănânc fără să mă rog. Am voie să mă rog. La voi în casă, am voie să mă rog. Păi dacă face parte din ritualul mesei, poți să te rogi. Și venea fratele la prânz, să servească masă. Și de fiecare dată cerea de la Domnul să-i dea o rugăciune prin Duhul Sfânt. Și să răvărsa Duhul Sfânt acolo și așa o lucrare frumoasă să făcea, prin simpla rugăciune. Azi așa, mâine așa, poi mâine așa și într-o zi mecanicul zice Domnule Nii, nu mai putem rezista! Spune-ne și nouă! Și le-a predicat Evanghelia și i-a învățat din Scriptură și i-a botezat și apoi a venit vremea frigului și fratele s-a retras în jos spre, spre, spre zona mai caldă. Și acum ei continuau, cum a făcut fratele Nii, făceau ei la masă. Și bărbatul, el se ruga cu voce tare la masă. Și se bucura totdeauna când, când se poate ruga. Numai că, într-o zi, când se ridică să se roage, nu se poate ruga. Nu vin cuvintele, nu se poate ruga. Nevastă, de ce nu mă pot eu astăzi ruga? Păi nu știu, Aici ceva deosebit la noi pe masă? Păi ce nu, decât bocanul cu vin, cana asta cu vin. Oh, și nu-i bine să bem vin? Nu știu. Nici eu nu știu. Hai să căutăm. Și răsfăiau Biblia și căutau și căutau și nu găseau. Soția ce știi ce? Beți vinul și când ne întâlnim cu fratele ni, îi spunem, să ne spune el dacă nu-i bine să bem vin. Păi, nu-i problema că nu pot să beau vinul. Problema e că nu pot să mă rog. Du vinul de aici. Și-a dus vinul. Și după ce a dus vinul, așa s-a revărsat Duhul lui Dumnezeu, așa o rugăciune i-a dat prin Duhul Sfânt și așa o zidire sufletească au avut și o bucurie de negrăit, cum zice Petru. Au trecut luni de zile și s-au întâlnit cu fratele Ni. Frate Ni, Știți cum a fost întrebarea? Nu a mai fost întrebare. A fost frate ni să vă spun ceva. Șeful care este în mine nu mi-a dat voie să mai beau vin. Înțelegeți? Asta spune Pavel. Umblați cărmuiți de Duhul și nu veți împlini niciodată poftele firii pământești. Asta spune. Umblați cărmuiți de Duhul. Și când umblați cărmuiți de Duhul, nu veți împlini poftele firii pământești? Pentru că nu te lasă Duhul lui Dumnezeu. Și dacă cumva am și eu și voi avea GPS în mașină, nu? Fixez GPS-ul pe oarecare direcție, dar tu zici, hai că nu mă duc pe acolo, hai că mă bat aici. Ce zice GPS-ul? Te, te, strigă și te strigă și te strigă, întoarce-te, fă așa, fă așa și nu te lasă în pace. Așa face Duhul lui Dumnezeu, dragilor, când tu ți-ai fixat mintea pe Duhul lui Dumnezeu. Nu te lasă să mergi cum vrei tu. Conștiința ta îți va vorbi, te va mustra și nu vei avea liniște până te întorci la ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Și, Domne, ajută-ne să putem să înțelegem lucrul ăsta. O altă, o altă chemare. Fiți atenți, dragilor, că sunt lucruri atât de, de, de importante. Când le-am scris, așa m-a hrănit sufletește și a lucrat în sufletul meu. Uitați-vă ce spune la Efeseni, capitolul 4, versetul 30 și 32. Este o altă chemare a Duhului Sfânt. Încotro să apucăm. Nu, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, Uitați-vă cu atenție, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piare din mijlocul vostru. Fraților, uitați-vă atenți, faceți poză dacă vreți, luați textul și uitați-l în Scriptură, dar lucrul ăsta trebuie să dispară. Să nu ne jucăm cu asta, că merge și altfel. Asta însemnează să mergi pe calea largă, să mergi pe calea șarpelui. Asta însemnează. Asta. Orice amărăciune, orice iuțime, orice clevetire, orice, 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 să piare. Deci nici nu vă gândiți la lucrul ăsta. Luați aminte, vă rog. Să luăm aminte și să nu ne jucăm. E cuvântul lui Dumnezeu. Și zice Domnul Iisus, nu eu vă judec, ci cuvântul pe care l-ați auzit. Se piare din mijlocul vostru. Orice amărăciune, este amărăciune prin casele voastre? Scoateți-o afară. Orice iuțime, scoateți afară. Orice mânie, scoateți afară. Orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, se piare din mijlocul vostru. Tata a mergea la Oradea când erau trezirile la minunate pe acolo pe vremea lui fratele Ola și l-au luat frații la masă. Și când a fost la masă, soțul a început cu tata să povestească că mai, nu, nu, toate lucrurile sunt chiar așa cum se vede în biserică. Și soția a strigat de acolo. Dragul meu, am hotărât că noi nu mai clevetim. Și s-a oprit discuția. La voi în casă mă este clevetire? Mă este vorbire de rău? Orice clevetire și orice fel de răutate să piare din mijlocul vostru. Dragii mei, sunt aici pentru că vă iubesc. Țineți minte. Sunt aici pentru că vă iubesc. Dar mai mult ca mine vă iubește Dumnezeu. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în seara aceasta trage un semnal de alarmă. Lucrurile astea sunt pe calea largă. Opriți-vă! Din potrive! Din potrive! Și asta e calea îngustă! Fiți buni unii cu alții! Miloși! Iertați-vă unul pe altul! Cum va ierta Dumnezeu? Așa iertați-vă și... Cum va ierta Dumnezeu pe voi în Hristos Isus? Observați? Deci, nu mergeți pe calea largă, întoarceți-vă pe calea cealaltă. Din potrivă, din potrivă, să spunează că nu se poate să fii pe amândouă. Ori pe una, ori pe alta. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși. Iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. La asta ne cheamă Domnul, dragilor. La asta vrea Dumnezeu de la noi. Și mă rog ca Dumnezeu să, să ne ajute la lucrul acesta. Petru are și el o, o o chemare tot prin Duhul Sfânt. În capitolul 2, de la versetul 1 la 4, spune Le pădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc. Asta e partea cealaltă. Doriți laptele duhovnicesc pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El. Mergeți pe urmele porumbelului. El este piatra vie, lepădată de oameni, dar aiasă și scumpă înaintea Lui Dumnezeu. Asta e chemarea care ne-o face Duhul Lui Dumnezeu. O altă chemare. În 1 Timotei 6, de la versetul 9 la 12. Uitați-vă cu atenție la chemarea asta. Cei ce vor să se îmbogățească din potrive, cad în ispite, în laț, în multe poftine săbăuite și vătămătoare, care cufundă pe oamenii în prăpăd și în pierzare. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relor, și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Se întâmplă asta printre pocăiți? Frații mei, să ne, să ne uităm și să ne înfiorăm că asta e calea șarpelui. Nu e calea Duhului Sfânt. Asta e calea șarpelui. Luați, vă rog, acasă înregistrarea și uitați-vă încă o dată la versetele astea. Asta e calea șarpelui. Și zice, s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Știți cum vânează eschimoșii lupi? Ghețuri mari acolo, frig puternic. Și au învățat ei o șmecherie să vâneze lupii. Au cuțite ascuțite așa, pe, am părțile, le ung cu sânge, și le înfig cu în zăpadă și îngheață acolo și lupul vine după mirosul de sânge și ajunge la cuțit și miroase sângele și începe să-l lingă. Linge cuțitul și vine sânge. Și iar vine sânge, și iar vine sânge, și linge cuțitul și vine sânge, și vine sânge, și vine sânge. până când cade jos lângă cuțit. Ce s-a întâmplat? și a băut propriul lui sânge. Înțelegeți? Asta face iubirea de bani și lăcomia de avere, dragilor. Asta face. Ai gustat un pic și apoi nu te mai poți despărți. Și Spus, Domnul Iisus, Domnul îi spune înșelăciunea bogăților. Dar asta, dragilor, nu-i pe calea înguste. Asta e pe calea largă. E calea șarpelui, înșelăciunea șarpelui. Tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost schemat. Fugi de poftele tinerețe și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Asta ne cere Dumnezeu. Și v-am promis că ne oprim să ne rugăm. Haideți să ne rugăm. Haideți să stăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit, te rog, vorbește. Vorbește acum până nu-i târziu. Până nu-i târziu. Spune-i Domnului, spune-i Domnului, Doamne, din toată inima vreau să merg pe calea ta. Din toată inima vreau să merg după îndemnurile Duhului Tău. Îți mulțumesc că mi-ai vorbit. E adevărat, Doamne, mă simt într-o încurcătură, mă simt într-o stare când nu știu cum să ies de aici, dar, Doamne, tot Tu mă poți scoate. Numai puterea Ta mă scoate. Când cel tare și bine în armată își păzește casa toti, dar dacă vine unul mai tare și cheamă-l în seara asta pe cel mai tare și spune, Doamne, vino, dezleagă-mă Tu. E adevărat că eu m-am legat, dar Tu dezleagă-mă, Doamne. Dezleagă-mă cu puterea ta. Vreau să plecăm de aici oameni liberi. Vreau să plecăm de aici oameni dezlegați. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face slobos. Vă rog în numele Domnului Iisus, haideți să înălțăm o rugăciune de pocăință, o rugăciune de dezlegare, o rugăciune în care să ne legăm mai tare de Dumnezeu. Ne rugăm Domnului! Acum sunt la tine vin, putere n-am, tu fi sprijin, mă răspală în sine gelez, divin mielule, eu vin, eu vin. Amin? Vreau să ocupați loc. Mai avem câteva minute și aș vrea să ne uităm la Domnul Isus Hristos după ce a rostit predica de pe munte și în capitolul 5 ne arată cum ar trebui să arate omul desăvârșit. Că asta e tema predicii de pe munte, fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. După ce prezintă capitolul 5, cu toate, cu toate calitățile care trebuie să le aibă un om de săvârșit, vine capitolul 6 și arată de ce nu putem să fim de săvârșit și spune că avem inima împărțită. Împărțită în ce privește rugăciunea, împărțită în ce privește postul, îngrijorările stăpânii și așa mai departe. Și se sfârșește capitolul 6 și începe capitolul 7 cu rezolvarea problemei. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Cine cere capătă, cine caută, găsește, celui ce bate, îi se deschide și zice că va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Deci Duhul Sfânt care ne ajută să rezolvăm, să, să putem trăi predica de pe munte, să putem să mergem spre desăvârșire. Și apoi Domnul Iisus nu încheie predica până ne atrage atenția asupra acestui fapt. Mergi pe calea cea îngustă. Și sunt textele din Matei 7 și din Luca 13, de la 23 la 25. Și ce scrie acolo? O să, se văd dacă timpul mă lasă să mai, să mai, proiectez. O să ne uităm. Domnul Iisus spune, intrați pe poarta cea strâmtă, largă este poarta, lată este calea care duce la perzare aia în urma șarpelui și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmte este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Și apoi vine în Luca și spune, nevoiți-vă să intrați pe ușa acea strâmte, că își vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, doamne, doamne, deschide-ne, drept răspuns el va zice, nu știu de unde sunteți. Observați? Și am lăsat aici această, acest îndemn. Nu se vor la intersecție. Vi s-a întâmplat să fiți la o intersecție și să cineva să vă, vă claxoneze din spate ca să întârziați să intrați? Vi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat. În seara asta, asta e datoria mea, să insist să da un claxon, nu zăbovi la intersecție. Ești la intersecție, ai înțeles în seara asta care e calea îngustă și care e calea largă. Te rog în numele Domnului, nu te opri, dar nu cumva te duci pe calea largă. Pornește pe calea îngustă. Nu zăbovi la intersecție, că te pierzi. Eu am făcut accident pentru că am zăbovit la intersecție. Nu zăbovi la intersecție mergi pe calea cea îngustă și Doamne ajută-ne. Pentru că, uitați-vă ce spune cuvântul în ultimul verset, odată ce stăpânul casei va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ursă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne, drept răspund, el, el va zice, nu știu de unde sunteți. Nu știu de unde sunteți. Și mă opresc aici și vă spun în o întâmplare care mi-a marcat viața. Niciodată n-am înțeles, ca și atunci, versetul acesta. Veneau de la o evangelizare de la Arad, de la Biserica Mare de la Speranța, am venit cu un tren până la Timișoara, cu un tren personal, și de acolo trebuia să iau un tren accelerat care mergea la București și care avea oprire în Caransebeș. M-am dat jos din trenul personal, m-am dus, la, la gare să-mi iau supliment de viteză și tichet pentru loc, că nu te primea la trenul accelerat, m-am dus la ghișeu, dar ce domnule, grebește, că trenul pleacă. Am fugit repede peste linii, când am ajuns trenul deja s-a mișcat să plece. Am prins ultima scară la ultimul vagon, m-am urcat pe scară, m-am prins cu mâna de bare, aveam și geanta în mână și băteam disperat în ușă să, se deschidă ușa, ușa era încuiat. Era vagon de dormit. Închipuiți-vă emoțiile care am început să le trăiesc în trenul a prins viteză de tren accelerat. Băteam disperat, disperat băteam. Când va venit un, un conductor la geam, Domnule, ce Deschide! Și-a venit și-a deschis ușa. Și-am intrat în vagonul de dormit. Și domnul, vagonul de dormit. Știu, dar uite, asta e situația. Slavă Domnului că a fost cineva care a mai deschis. Dar când odată se va închide ușa împărăției lui Dumnezeu și tu vei fi afară și vei bate, nu se va mai deschide. De aceea Domnul Iisus spune, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă și să mergeți pe calea cea îngustă. Nevoiți-vă! Dumnezeu știe când noi ne vom mai întâlni, când vom mai avea ocazia să împărtășim împreună cuvântul Domnului, dar să prea poate după toate semnele că Domnul Iisus Hristos va veni și ușa se va închide. De aceea te rog, vreau să mai facem o rugăciune, te rog, prinde ușa deschisă. Seara asta încă e seară de har. Spune, Doamne, ajută-mă să mântuiesc sufletul. Știu că e o luptă în sufletul tău. Lucrurile care le-ai văzut acolo și care arată că ești pe calea largă, dacă nu le părăsești, te pierzi. Oprește-te în seara asta și spune, Doamne, ajută-mă să mă întorc. Termenul din limba, ebra, din limba ebraică pentru pocăință este teshubach, Și teșubach însemnează întoarcere. Dacă îți dai seama, Doamne, deși sunt eu sunt pe calea largă. Că așa am văzut în seara asta cuvântul tău. Doamne, iartă-mă, mă întorc înapoi. Așa am cântat, așa cum sunt la tine vin. Întoarce-te înapoi și hai să mergem pe calea înguste ca să ajungem acolo unde Domnul Iisus Hristos ne așteaptă și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să stăm în picioare la rugăciune. Frate bară, sunt și alte motive de rugăciune care vreți să aduceți? și pentru cei care pleacă. Deci pentru cei care pleacă și dacă Domnul vă pune pe inimă să vă rugați și pentru mine și pentru soția și pentru plecarea noastră în România, Rugați-vă cu toată inima. Dar, dragilor, mai presus de orice, mântuirea sufletului nostru. Dacă suntem bine cu Domnul, celelalte lucruri ni se dau pe deasupra. Ce căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Nu-i vorba de cer. Nu-i vorba de cer acolo. E vorba de împărăția lui Dumnezeu. Caută să vine Dumnezeu să împărățească în tine. Și El împărățește prin Duhul Sfânt. Când tu umbli după îndemnurile Duhului Sfânt, tu ești în Împărăția Lui Dumnezeu. Căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Hai să ne rugăm, Domnule!